Încă un premiu important a fost adăugat în palmaresul artistului plastic profesionist Valeriu Șușnea, președintele filialei buzoiene a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Sunt deosebit de bucuros că am luat, dacă vreți, un premiu acolo. Este vorba de premiul Uniunii Artiștilor Plastici din România. Am participat la foarte multe ediții din cele 28 ale saloanelor Moldovei, o expoziție, aș spune eu, de prestigiu, o expoziție care unește în egală măsură arta plastică românească cu arta plastică din Republica Moldova. Premiul a fost acordat de un juriu format din artiști plastici de prim rang, membri ai Uniunilor de Creație din țară și din Republica Moldova. Eu nu cred în premii, dar efectiv acest premiu dat de breasla din care fac parte mă onorează și în egală măsură mă obligă. Trebuie să spun că suntem invitați, toți premianții, pe 30 și 31 august la Chișinău, unde va fi, aș spune eu, un al doilea vernisaj, pentru că a fost vernisajul acesta oficial cu premierea la Bacău, dar vom fi prezenți atât cu lucrările, cât și noi premianții am fost invitați la Chișinău pentru a onora și vernisajul din frumoasele galerii de artă ale Republicii Moldova. Lucrarea premiată, denumită Vămile Văzduhului, face parte dintr-un ciclu care continuă preocupările artistului pentru această temă. Sunt vreo 4-5 ani de zile de când merg pe această temă, dar nu numai această temă, ci și călătorii imaginare, așa cum ați văzut, poate, sau cum știu iubitorii de artă care și colecționarii operelor mele, care vin, aș spune, aceste teme în întâmpinarea celorlalte elemente de semne și simboluri sau în continuarea celorlalte teme, care nu sunt altceva decât, aș spune eu, la rândul lor, o continuare a preocupărilor mele pentru teme care sunt în egală măsură laice și religioase. Artistul Valeriu Șușnea dedică premiul obținut la prestigiosul eveniment expozițional Băcăuan Buzăului artiștilor plastici buzoeni, dar și apropiatei aniversări a 50 de ani de existență a filialei UAPR. Am făcut, aș spune eu, în prima jumătate a anului 3 expoziții personale, aș spune eu, itinerariu spiritual de care mi este sunt foarte mândru și iată, acest premiu înseamnă o recunoaștere a eforturilor pe care, iată, le fac ca și din punct de vedere personal, aș zice, să pot reprezenta Buzăul cu cinste. Pe 30 august, Valeriu Șușnea va fi prezent la Chișinău, unde se va desfășura cel de-al doilea vernisaj al expoziției Saloanele Moldovei 2018, un eveniment cultural care unește cele două maluri ale Prutului.